Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, până în acest punct al cărții Levitic au fost date legile referitoare la ceremonialul de curățire. Aceste reguli ordonau ritualul religiei. În capitolele 18, 19 și 20 găsim o secțiune specială în care cele 10 porunci sunt aplicate la situații de viață. Dumnezeu se ocupă acum de aspectele morale ale vieții poporului Său. Cu alte cuvinte, prieteni dragi, ajungem acum la partea concretă a chestiunii această secțiune se deschide cu un preambul reprezentat de versetele 1 până la 5 din capitolul 18 și se încheie cu un postscript un formal aflat în încheierea capitolului 20. Acestea sunt foarte importante pentru că ne arată motivul pentru care au fost date regulile și restricțiile cu privire la viața socială a poporului lui Dumnezeu. Noi trăim într-o vreme a răsturnării, scării de valori morale. Cine face regulile și cine hotărăște ce e bine și ce e rău, spune scepticul. Preambulul și postscriptumul de care am vorbit oferă o explicație sub două aspecte. Mai întâi, de trei ori, în versetele 2, 4 și 5, cuvântul spune Eu sunt Domnul. Dragii mei, Dumnezeu face regulile. Încălcarea celor zece porunci este greșită pentru că Dumnezeu spune că acest lucru este greșit. În al doilea rând, Postscriptumul ne dă cel de-al doilea motiv. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul. Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Este versetul 26 din capitolul 20. Adică Dumnezeu cere poporului său să fie sfânt. Puritatea în toate ipostazele vieții este porunca lui Dumnezeu. Iată deci că acest capitol se ocupă în primul rând de cea de-a șaptea poruncă, Aici ni se explică foarte clar ce înseamnă adulterul. Păcatele sexuale constituie subiectul acestui fragment, și acestea sunt păcatele care marchează o societate decadentă, precum și declinul și căderea imperilor. Dar să trecem mai întâi în revistă părțile majore ale capitolului. Așa cum spuneam, începem cu un preambul la interdicțiile sociale. Apoi sunt prezentate, de la versetul 6, începând, relațiile sexuale dintre rude. Care sunt interzise. Relațiile sexuale cu mai mulți parteneri sunt interzise, ne spun versetele de la 17 la 20. Interdicția de a-i da pe urmașca jărfă lui Moloch este afirmată în versetul 21. Începând cu versetul 22, aflăm că perverțiunile sexuale sunt interzise. În cele din urmă, suntem informați că neamurile din Palestina au fost alungate din cauza acestor păcate. Să începem cu prima parte, adică preambulul referitor la condițiile sociale. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți ce se face în țara Cananului unde vă duc eu. Să nu vă luați după obiceiurile lor. Să împliniți poruncile mele și să țineți legile mele, să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Evreii ieșiseră din Egipt de scurt timp. Acolo ei făcuseră toate aceste lucruri interzise de Dumnezeu. Păcatele dezgustătoare care vor fi menționate în continuare erau un mod de viață pentru egipteni. Dumnezeu a fost nevoit să despartă poporul său de influența acestui mediu păcătos. Evreii se îndreptau spre țara Canan, o țară în care curge lapte și miere. Dar Cananul nu însemna numai lapte și miere. Tot acolo se aflau și cananiții, și ei erau imorali. Dumnezeu a văzut că poporul său era prins între Ciocan și Nicovală. Egiptenii erau în urma lor, cananiții în fața lor, și ambele popoare se scăldau în imoralitate. S-a vorbit și încă se vorbește mult despre Revoluția Sexuală. Mă întreb dacă cei ce poartă aceste discuții au citit vreodată capitolul 18 din Levitic pentru că nu este nimic nou în această revoluție sexuală atât de mult discutată este mai degrabă o imoralitate sexuală este aceeași imoralitate sexuală care exista și în Egipt și în Canaan Dumnezeu spune eu sunt Domnul Dumnezeul tău și eu sunt Domnul cine face regulile Dumnezeu le face Poate că unii vor spune, dar eu nu vreau să respect aceste reguli. Asta depinde de voi, dragii mei. Pentru că aceasta nu schimbă cu nimic faptul că Dumnezeu face regulile. Încălcarea celor 10 porunci este un lucru greșit, pentru că așa spune Dumnezeu. Acest adevăr ar trebui să fie de ajuns pentru a satisface inima copilului lui Dumnezeu. Scepticul nu va fi mulțumit cu niciun argument de vreme ce el își face propriile reguli și este propriul Dumnezeu. Dacă ați putea crea un univers întreg, cu un sistem planetar, cu soare și lună și stele, atunci v-ați putea enunța propriile zece porunci. Dar atâta vreme cât trăiți în lumea creată de Dumnezeu, respirând aerul său, încălzindu-vă sub razele soarelui său, potolindu-vă setea cu apa creată de el, umblând pe pământul lui, fără să plătiți chirie, ați face bine să ascultați de poruncile lui. Dumnezeu ne spune că dacă încălcăm cele zece porunci, vom plăti pentru neascultarea noastră. Și lucrul acesta este sigur, dragii mei. Veți plăti. Chiar dacă nu veți fi arestați de poliția locală, va veni momentul când veți sta înaintea lui Dumnezeu și veți da socoteală de toate acestea. Lucrurile despre care a spus Dumnezeu că sunt imorale acum 4000 de ani sunt imorale și acum. Iată ce spune Noul Testament, mai precis în întâia epistolă către Tesalonice, în capitolul 4, începând cu versetul 5. Trăiți nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Sau în FSN, capitolul 4, începând cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Aceste fragmente din epistolele Noului Testament ni se adresează și nouă astăzi. Copilul lui Dumnezeu, din orice vreme, este chemat la o viață de sfințenie pentru că Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra unui adevăr la fel de important. Mulți spun că pentru a aduce mesajul Evangheliei în rândurile mulțimii, trebuie să mergi și să trăiești la fel ca ei, Trebuie să fie asemenea lor pentru a putea comunica în mod eficient cu ei. Această metodă a fost încercată atât de indivizi cât și de diverse grupuri. Dar știți ce s-a întâmplat? Acești oameni nu au atins mulțimile cu mesajul Evangheliei, ci au fost asimilați de mulțimi. Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie. Ne-a chemat să fim puși deoparte. Oamenii care au ajuns să câștige de lor pentru Hristos au fost aceia care au avut o viață Martor al mesajului predicat. De exemplu, Anglia era o țară destul de plină de nelegiuire în secolul al XVIII-lea, iar englezii i-au numit pe urmașii lui John Wesley oameni sfinți. De fapt, le-au dat numele de metodiști pentru că metodele lor erau diferite de metodele lumii. Acum va spune cineva: Ei bine, eu nu sunt creștin și pur și simplu nu mă interesează. Dar Dumnezeu este suveranul acestui univers, dragul meu. Dumnezeu a creat acest univers și tot el este cel care îl conduce. Și el spune, eu sunt Dumnezeul tău. Tu s-ar putea să nu fii interesat, dar el este interesat. Și te asigur că într-o bună zi și tu vei fi interesat de ce spune Dumnezeu, pentru că va fi judecata. El este un Dumnezeu împăcat, de asemenea. Deși ne cunoaște natura și greșelile, el ne iubește. Dragul meu prieten, dacă ești împăcat cu Dumnezeu, vei dori să fii pe placul lui. Copilul lui Dumnezeu poate fi umplut cu Duhul Sfânt, de astfel încât să nu comită aceste păcate ale cărnii, ci să producă roada Duhului. Dar acum revenim la textul din Levitic, capitolul 18. Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Aici este făcută afirmația clară, conform căreia nimeni nu trebuie să aibă relații sexuale cu rude apropiate. Această secțiune amplifică porunca șapte. Aici este vorba despre persoane între care există legături de sânge. Acum Dumnezeu merge mai departe, detaliile fiind mult mai precise. Motivul pe care îl dă el este acesta. Eu sunt Domnul. Nu este nicio altă motivație medicală, ci pentru că eu sunt. Domnul, trebuie să facem ceea ce ne spune El. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Ți este mamă, să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău, este goliciunea tatălui tău. Acesta este un avertizment împotriva incestului. Păcatul acesta era prezent în biserica din Corint. Pavel a condamnat cu mare intensitate. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 1, Pavel scrie așa, Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgân nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Acestea sunt lucrurile despre care se vorbește și astăzi, nu așa? Ei bine, și Dumnezeu vorbește despre ele. Și să nu -mi spuneți că lucrurile sunt diferite astăzi, Dumnezeu a arătat cu foarte mare precizie ce este păcatul. Nimeni nu se poate înșela în această privință. Să nu descoperi goliciunea sorei tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale născută în casă sau afară din casă. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei tale, căci este goliciunea ta. Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău născută din tatăl tău, ți este soră. Să nu descoperi goliciunea sorei tatălui tău, este rudă de aproape cu tatăl tău. Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, este rudă de aproape cu mama ta. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, să nu te apropii de nevasta lui, ți este mătușă. Să nu descoperi goliciunea nurorii tale, este nevasta fiului tău, să nu-i descoperi goliciunea. În această secțiune sunt abordate diferitele relații umane stabilite prin legături de sânge sau căsătorie. Rudele sunt tratate la un loc, în situații familiale în care putea fi practicat adulterul cu ușurință. Dumnezeu a pus aceste bariere pentru a împiedica un astfel de păcat. Egiptenii comiteau aceste păcate, mai ales cel menționat în versetul 9. La faraoni, căsătoria între frate și soră era un lucru obișnuit, este foarte adevărat, la început nu exista o lege împotriva acestui fel de unire. Cain și Set au fost nevoiți să se însoare cu surorile lor. Avram s-a căsătorit cu sora lui Vitregă, dar de acum legea interzice această practică. Mergem mai departe. Să nu descoperi goliciunea unei femei și a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei ca să le descoperi goliciunea. Îți înrude de aproape. Este o nelegiuire. Să nu iei pe sora nevestei tale ca să-i faci în un necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevasteta cât timp ea este încă în viață. Această relație nu este una de sânge, ci este una rezultată în urma căsătoriei. Din cauza relației apropiate dintre soție și fică sau fiu, căsătoria este interzisă. Evident, aceste versete se referă la cazul în care un bărbat are două neveste în același timp. Aici se are în vedere incestul, nu bigamia. Observați cum rădă o altă traducere acest fragment. Să nu descoperi goliciunea unei femei și a fiicei ei. Să nu iei pe fica fiului ei, nici pe fica fiicei ei, ca să le descoperi goliciunea. Sunt rudele tale de sânge. Acesta este un incest. Cât trăiește soția ta, nu o lua pe sora ei drept rivală, ca să-i descoperi goliciunea. Acesta era problema de care s-a lovit Iacov, care a avut două surori drept neveste. Cu siguranță vă aduceți aminte, Lea și Rahela. Istoria acestei familii a fost cu siguranță una tristă. Dar să ținem seama de faptul că cele 10 porunci nu fusese încă date. că nu sunt numai prevedere referitoare la legăturile de rudenie. Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăției ei, când este la soroc ca să-i descoperi goliciunea, citim în versetul 19. Relațiile intime dintre soții erau interzise în anumite perioade. Mintea senzuală trebuia să învețe să se supună legii lui Dumnezeu. Să nu te împreună cu nevasta semenului tău ca să te pângărești cu ea. Credeți-mă, dragi prieteni, când vă spun că Dumnezeu poruncea aceste lucruri pentru a-L feri pe Israel de practicile imorale ale popoarelor păgâne din jur. Familia de pe pământ trebuia să fie o imagine a familiei din cer. Puritatea trăirii trebuia să fie o emblemă a poporului lui Dumnezeu. În cordul întâlnirii era un loc sfânt pentru închinare. Căminul era un loc sfânt pentru trăirea vieții de zi cu zi. Ar fi bine să citiți capitolul 7 din prima epistolă adresată corintenilor pentru a vedea ce spune Noul Testament în legătură cu acest subiect. Acum mergem mai departe, versetul 21 din Levitic. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jerfă lui Moloch și să nu pângărești numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Acest verset poate părea ne la locul lui în acest capitol, dar închinarea păgânilor la Moloch avea o legătură foarte strânsă cu sexul. Copiii erau arși de vii ca jerfă pentru Moloch. Ce imagine îngrozitoare! Unii cred că nu este posibil ca astfel de lucruri să se, se fi întâmpla vreodată. Dar Scriptura mai conține și alte referințe la această practică, așa cum găsim în Cartea 2 Împărați, capitolul 17, versetul 31. Cei din Ava au făcut pe Nibhaz și Tartac. Cei din Sevarvaim își ardeau copiii în foc în cinstea lui Adramalek și Anamalek, Dumnezeii din Sevarvaim. Această practică îngrozitoare profanează Sfântul al lui Dumnezeu. Brutalitatea nefirească acestui ritual păgân constituia o profanare profundă a numelului adevăratului Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu răzbate clar din toată Scriptura de la Geneza la Apocalipsa. Domnul Iisus Hristos a spus, lăsați și să vină la mine. Versetul 22 din capitolul 18 din Levitic. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Dragi prieteni, Dumnezeu condamnă orice fel de perversiune sexuală. El condamnă acest păcat și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Romani, capitolul 1, începând cu versetul 24, Pavel scrie De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, și femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Mi se pare o imagine atât de actuală, cea descrisă de Pavel. Depravarea menționată aici este prezentă și comună astăzi aproape peste tot și în țara noastră. Îmi vine să plâng cu amar când văd încotro se îndreaptă țara mea. Îmi iubesc țara. Este țara în care m-am născut, dar urăsc necurăția și imoralitatea care o îndreaptă spre judecată. Dragi prieteni, judecata lui Dumnezeu este asupra noastră astăzi. Nu există pace nici în afară, nici în casă. De ce nu? Cei răi n-au pace, zice Domnul. Să nu te culci cu o vită ca să te pângărești cu ea, spune mai departe cuvântul Domnului. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mișelie. Așa ceva este într-adevăr de nesuportat. Acest păcat era practicat în ritualurile de fertilitate și în închinarea la natură. Imoralitatea este mereu legată de închinare la idoli, de cea mai joase speță. Să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Aceste popare din Palestina au fost izgonite din cauza comiterii acestor păcate abdominabile. Acesta era motivul pentru care au fost alungate din țară. Mulți predicatori slab de îngeri plâng soarta cananiților pe care Dumnezeu i-a lungat, dar Dumnezeu nu mai putea tolera ceea ce se întâmpla. Țara cananiților era roasă de bolile venerice. De ce credeți voi că le-a spus Dumnezeu evreilor să nu ia nimic, nici aur, nici argint, nici haine din Ierihon? Ei erau vinovați de cele mai rele și mai oribile păcate pe care vi le puteți închipui. Nu credeți acum că Dumnezeu i-a alungat dintr-un motiv bine întemeiat? La urma urmei, dacă un chiriaș nu își plătește chiria, este dat afară. Dumnezeu este proprietarul acestui pământ, dragii mei. Așa suntem și noi pe acest pământ, chiriași, pe o perioadă determinată de timp chiar. Pământul este al lui Dumnezeu, este treaba lui și ar fi fost bine să fie și treaba noastră, pentru că planul lui contează întotdeauna. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Și versetul 30 care încheie, păziți poruncile mele și nu faceți niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dumnezeu dă un avertizment dublu poporului său. Dacă ei urmau modelul predecesorilor lor în această țară, aveau de îndurat aceea judecată, dacă nu cumva una mai gravă. Țara lui Dumnezeu trebuie să fie sfântă. Scopul ultim al lui Dumnezeu este acela ca neprihănirea să acopere acest pământ. Dragii mei prieteni, noi suntem mandatați de Dumnezeu să aducem neprihănirea cu noi pe acest pământ. De aceea este atât de important să trăim după voia Lui, să trăim curat, și să arătăm care este voia lui Dumnezeu în felul acesta. Și atunci, mari binecuvântări ne sunt promise. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico.